Venire va împlini. Și asta, a doua dimensiune duhovnicească, este superioară celei din tâi, dar nu se poate separa de ea. Copilului, mama întâi arată o icoană frumoasă. Uite, Maica Domnului, uite, Doamne, Doamne. Este prima intrare în relație, este partea didactică. Cunoaște și acum știe chipul lui Iisus Hristos, îl va cunoaște și îl va recunoaște toată viața, al Maicii Domnului și al altor sfinți. Mai târziu, tot mama îl pune în fața Sfintei Icoane și spune, ai zis și tu, Doamne, Doamne, Cerestate, o rugăciune mică sau alta, deja copilul se înscrie în experiența liturgică, experiența duhovnicească a intrării în relație cu Sfântul. Părintele profesor Stăniloae, într-o lucrare a sa, vorbește de faptul că Mântuitorul Iisus Hristos, în timpul Sfintei Liturghii, este prezent nu doar sub o singură formă, ci sub mai multe forme în Sfânta Liturghie. Prima imagine, dacă vreți, Mântuitorul avem când e un pridvor brâncovenesc, icoana dreptului judecător. Deci nici nu intrăm în biserică și știm cu cine ne întâlnim. Și mai ales, atenție, este o perspectivă inversă. Nu ne amintim întâi de Mântuitorul, că s-a născut în Betleem, că a crescut în Nazaret, a făcut minuni și a vorbit. Nu! Ne întâlnim prima dată cu pridvorul nostru brâncovenesc, cu cel ce va să vină, cu cel spre care se îndreaptă istoria și existența noastră, dreapta judecată. Acolo ne așteaptă. Deci când intrăm în biserică și îl vom vedea și sub alte forme pe Mântuitorul, răstignit pe cruce, în icoana Învierii și celelalte, noi deja știm că El este și la capătul drumului pe care îl facem în viață, drumul credinței, ca drept judecător. Apoi, despre Mântuitorul Iisus Hristos, om, legătura că e prezentă în cuvântul Evangheliei pe care citește preotul. Este prezentă în cuvântul predicii prin care preotul explică cuvântul Evangheliei. Este prezent în cântările de la strană, cultul ortodox, toate vorbesc despre Mântuitor, Maica Domnului și Sfinți. E o prezență multiplă. Și sigur e prezența în icoană, cea mai înaltă prezență a Mântuitorului Iisus Hristos în Sfânta Liturghie, știți foarte bine, este în Sfânta Împărtășare. Aceea e cea mai înaltă. Dar până acolo avem mai multe trepte de parcurs. Această ultimă formă, cea mai înaltă, Sfânta primirea Sfintei Împărtășani are deja un caracter mai puțin didactic și mult mai mult apofatic. De ce apofatic, duhovnicesc sau tainic? Pentru că noi credem și mărturisim că pâinea și vinul se prefac în sângele și în trupul Domnului, dar cum se prefac, noi nu știm. Este puterea lui Dumnezeu, este o taină. Deci deja este un alt plan, deja este un alt univers. Și cu aceasta spunem că în biserică sunt două universuri, universul nostru istoric și universul veșniciei lui Dumnezeu, care însă coboară aici în istorie și ne întâlnim. Unde se află Sfintele Icoane în aceste trepte ale întâlnirii cu Hristos în liturghie? Undeva, zice Părintele Profesor Stăniloae, deasupra celor didactice, pentru că are și un aspect didactic, Icoana, am spus că învățăm sau ne reamintim viața Sfântului a Mântuitorului a Maicii Domnului, dar are și aspect de taină, care anticipează și prefigurează și pregătește întâlnirea cu Hristos din Sfânta Împărtășare. Și cu aceasta însă eu, în cuprinsul acestei conferințe, am ales să privesc, plecând și de la ce spune Părintele Profesor Stăniloae, câteva aspecte ale Sfintei Icoane, din punct de vedere sistematic, ca să spun așa, ca să le reținem, dar coloana vertebrală, cuvântul meu va fi aceasta, că Sfintele Icoane, în fața cărora ne rugăm, învățăm istoria Mântuirii, sunt pentru noi zbor de credință, ne întărim credința, ne confirmăm de fiecare dată, de aici vine și zborul de bucurie totodată din Sfintele Icoane, pentru că e bucuria întâlnirii cu Dumnezeu, întâlnirea cu Sfinții, și de al treilea izvor sau întâlnit izvor este și izvor al nădejdei, al speranței noastre. După ce ne întâlnim cu El, facem experiența aceasta, noi deja creștem în nădejdea noastră. Am venit pe ușa bisericii multe gânduri, multe rugăminți să le adresăm lui Dumnezeu și Sfinților. Și suntem uneori, poate nu foarte tari în credință, cum au spus Sfinții ucenici la un moment dat,
Învățătorule, Doamne, întărește-ne credința. Așa s-a rugat. Așa suntem și noi. Alta experiența când intri în biserică și alta când ai plecat deja, ai sufletul încărcat și ai credința reconfirmată și întărită. Și la aceasta ne ajută și întâlnirea cu Sfintele Icoane. Primul aspect, sau caracter al Sfintelor Icoane, este vorba de aspectul personalist. Ce înseamnă asta? Noi când auzim cuvântul Sfintei Evanghelii sau viața mea sfânt, este un aspect didactic care ne vorbește despre fie Mântuitor, Maica Domnului sau Sfinți. Dar nu ne înfățișează, doar ne vorbește. Este absolut necesar cuvântul, că de aici plecăm, de la vestea cea bună a Evangheliei. Dar icoana are un plus, e o treaptă superioară, ne arată și chipul celui despre care vorbim. Deci pentru noi Dumnezeu este persoană, pentru că vedem că Fiul lui este persoană, Iisus Hristos. Și de când s-a întrupat, îi vedem chipul în icoană. Și avem certitudinea că taina întrupării a avut loc, acum 2000 de ani. Era Dumnezeu adevărat, este și va fi, dar s-a făcut pentru noi, om ca noi. Este o smerenie infinită aici. Toată viața noastră încercăm și noi să adâncim printre toate virtuțile și virtutea smereniei, dar poate niciodată nu reușim să ne dăm seama câtă smerenie a avut Fiul lui Dumnezeu ca să vină din înaltul cerului și să se facă om ca noi, să sufere ca noi, să înseteze ca noi, să flămânzească, să obosească. A luat toate ale omului afară de păcate. Caracterul personalist care ne proiectează icoana asupra noastră este de mare folos și de adâncă semnificație în dialog. Când vezi persoana, altfel vorbește. Vedeți, noi vorbim astăzi la telefon și așa mai departe. E frumos, auzim glasul, vorbim și noi. Dar când vedem fața, este altceva. Este un plus de certitudine. Pentru că prin fața noastră transmitem foarte mult. Așa și Sfinții transmit foarte mult. Dacă stăm în fața unei Sfinte Icoane, care este și pictată în stilul nostru ortodox clasic, fața Sfântului ne transmite foarte mult. Are ochii luminoși, lumina credinței, dar și lumina nădejdei lui Dumnezeu. Toată fața este luminată, pentru că icoana conduce pe privitor către față, mai puțin către restul tuturor. Totul se concentrează în față, totul se concentrează în persoană. Dar nu numai aceasta, Sfânta Icoană, prezentând o persoană care este o persoană sfântă, care mă privește pe mine, îmi cere mie tainic să fiu și eu persoană. Dar oare nu sunt persoană? Sunt persoană, dar datorită multor ispite și greșeli, noi ne depersonalizăm. Știți care e cel mai nepersonal și despersonalizant? Păcatul. Când săvârșești un păcat mai mic sau mai mare, nu mai ești persoană. Persoana e liberă. Persoana credinciosului este liberă de păcat. Dacă din slăbiciunea minții și din sfatul vrăjmașului, cum ne învață Sfinții Părinți, facem un păcat, parcă nici n-am vrea să vedem fețele celorlalți. Mai ales fața celui care i-ai făcut cumva rău. Și se întunecă în mintea ta. Puteți face această experiență. Nu-l mai iubești. Dimpotrivă, o persoană pe care ai ajutat-o, i-ai făcut un bine, mereu îți amintești fața ei mulțumitoare, radind de bucurie și recunoscătoare față de tine. Deci, într-un cuvânt, icoana prezintă persoana Sfântului sau persoana Mântuitorului și își cere să fii mereu persoană. Persoană liberă. Persoană în care cele care sunt impersonale, păcatele, nu le mai suporți. Le respingi, le lași la spatele tău. Și dacă le-ai făcut, treci prin baia spovedanii. Caracterul acesta personalist este foarte necesar să fie afirmat astăzi, când în cultura de azi, în societatea de astăzi, se întâmplă foarte multe lucruri impersonale sau la modul impersonal. Nu contează cine spune și cui spune. Și atunci acest impersonalism te face ca să nu mai ai responsabilitatea ta ca persoană. Ori un credincios, când ajunge în fața icoanei Mântuitorului Iisus Hristos, se simte extrem de responsabil. Deci nu e nevoie să-L întrebe Mântuitorul ce ai făcut, că la spovedanie
până la urmă nici preotul nu te întreabă și spui tu, pentru că dorești. Dar fața preotului, a duhovnicului, te inspiră, mai ales cuvintele lui când spune: iată, Fiule, Hristos să ne văzut primind mărturisirea ta. Tu ești încredințat, cuvintele tale ajung în urechea preotului, care le va judeca, dar ajung în același timp și în urechea Mântuitorului. Deci e un dialog personal, în cel mai înalt grad. Cu Mântuitorul nu poți decât să fii serios când vii în fața lui. De aceea și conștiința îți poate vorbi, de aceea și conștiința îți arată unde ai greșit, iar preotul îți arată cum depășești greșeala aceea. Deci te revendică Hristos în clipa aceea ca persoană. Privirea lui te va urmări, te va judeca, o să-l vezi pe Mântuitorul îngândurat dacă tu spui multe păcate. Există o icoană, poate știți, unde un ochi al Mântuitorului arată milă, bunătate, zâmbește celălalt, mai serios, mai grav, ca judecător. El și judecă, dar el și iartă în același timp. Vedeți ce înseamnă dialogul personal? Astăzi abundă comunicațiile de tot felul, de figuri, ca să zic așa. Dar nu toate ți inspiră încredere, pentru că nu toate sunt atinse de adierea Sfințeniei. Chipurile Sfinților, da, te atrag, chipurile Sfinților te liniștesc. Mergem mai departe, al doilea aspect este aspectul cristologic al icoanei. Ajungem exact la punctul central. Principala icoană este icoana Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă n-ar fi existat icoana Mântuitorului Iisus Hristos, n-ar fi existat nici icoanele Sfinților. De ce? Pentru că n-ar fi existat Sfinți. Dacă El nu se întrupa, dacă El nu aducea iertarea și sfințirea. Deci noi despre Sfânta icoană când vorbim, trebuie să plecăm de la icoana Mântuitorului Iisus Hristos și știți care a fost prima icoană, nu? Cea trimisă regelui Abgar din Edesa. El auzise despre Iisus Hristos și că e mare învățător și despre faptul că îl mărturisesc ucenicii că e Fiul lui Dumnezeu și crezuse într-un fel pentru că a vrut să-L vadă fața și îi trimite, nu? Fața Mântuitorului tipărită pe o ștergare. E fața aceea care l-a văzut-o era superioară cuvintelor despre Iisus Hristos pe care le-a auzit. Când a văzut fața, s-a cutremurat. A înțeles, da, există. Și orice față are Mântuitorul reprezentat într-o icoană, mai ales aceea icoană care era chiar de la origine. Mai ales că prin icoană, ștergarul acela i-a primit și puterea de a se vindeca. A vindecat Mântuitorul și prin cuvânt. Avea putere să facă aceasta. Dar prin icoană este o vindecare care te trezește pe tine la ce ai mai autentic în tine, adică persoana care are, din punct de vedere teologic, fundament în chipul lui Dumnezeu, care l-a întipărit în noi când ne-a creat. Toți suntem după chipul lui Dumnezeu, toți avem minte, rațiune, avem conștiință, avem libertate. Acestea sunt componente ale chipului divin din noi. Deci, icoana Mântuitorului Hristos ne arată după al cărui chip suntem. Suntem după chipul Fiului, mai adânc vorbim. Dacă vorbim despre dogma Sfintei Trinitate, ne-a creat Tatăl, dar ne-a creat prin Fiul ca alți fii ai Săi. Și atunci prototipul existențial al ființei noastre este Fiul lui Dumnezeu. A fost prototip din momentul în care l-a creat pe Adam și a creat-o pe Eva. Și este noi, numai că păcatul poate să întunece chipul. Știm asta. Dar ce comparație ar fi mai bună? O icoană care e plină de praf, s-a învechit, nu se mai vede, s-au șters culorile. Un pictor specialist o restaurează și redă chipul cel din tâi. Așa și nouă ni se redă acest chip dacă l-am întunecat, dacă l-am înnegurat prin taina spovedanie. Deci, esențial este chipul, fața lui Hristos. O singură referire în Vechiul Testament, Sfântul Proroc Moise, care l-a iubit atât pe Dumnezeu și l-a slujit și s-a curățit și s-a sfințit pentru el și a dat tablele legii primite de la Hristos. Ce e acelui Dumnezeu? În momentul cel mai înalt al existenței sale acolo sus, Doamne, arată în fața ta. Pentru că numai fața îți astâmpără setea aceasta după celălalt. Setea existențială,
vreau să-ți văd fața, fața ta, Doamne. Tu m-ai trimis și i-am scos din Egipt, i-am eliberat de sumâna lui Faraon pe cei de uneam cu mine. Arată-mi fața ta, ce-i răspunde Dumnezeu? Fața mea nu pot să o vezi. De ce nu putea să-i vadă fața? Pentru că nu luase chip omenesc. Iar el, cât de mult se curățise, vedea îngeri, doar îngerii văd în cer fața lui Dumnezeu, fața lui spirituală, pentru că ei înșiși sunt spirite necorporale. Moise avea de așteptat, la fel și Sfântul Ilie, și el s-a rugat. Cel mai fierbinte și cel mai zelos dintre proroci, care împlinea voia lui, s-a rugat, Doamne, arată în fața ta, după ea însetez. Și nu i s-a putut arăta. Dar Dumnezeu ține să-și respecte cuvântul. Și pe Tabor, când Hristos arată prin fața umană, fața divină, fiindcă atunci arată transfigurarea firii umane, pentru lucrată de arhitectul firii umane, care este Duhul Sfânt, atunci cine a fost de față, afară de cei trei apostoli? Moise și Ilie. Și a împlinit Dumnezeu promisiunea, da, după multe veacuri. De aceea, pentru noi, icoana transfigurării ne arată că Dumnezeu, Creatorul și Proniatorul acestei lumi, se face și Mântuitorul ei prin Fiul Său și ne arată fața, ne descoperă. De ce tocmai atunci? Pentru că atunci se făcuse omul capabil să vadă această față, să o înțeleagă și mai ales să se conformeze după acest chip. Chipul lui Hristos se întipărește în ființa apostolilor atât de mult, încât ei când dau mărturie peste tot, sunt oamenii cei mai convingători. Și mărturiile Sfinților Evangheliști concordă între ele, fără să fie planificate cum își scriu Evanghelia. Că s-au scris la decenii dintre ei. Dar figura istorică a Mântuitorului Iisus Hristos, real, care a pășit pe Pământ, și figura Lui ca Fiul al Dumnezeu întrupat, s-a impregnat în fiecare dintre ei. Și o avem și noi. De la botez este în interiorul nostru. Mai că trebuie să o punem în evidență. Trebuie să avem însușirile acestea pe care le are Mântuitorul Iisus Hristos. Să trăim viața lui Hristos, cum spune Sfântul Nicolae Cabasila, și atunci și chipul nostru va fi după chipul lui Hristos. Așadar, din punct de vedere didactic sau catafatic, o icoană comunică adevărul de credință despre Mântuitorul, Maica comunică pornind la icoana Mântuitorului Iisus Hristos și al Sfinților. Dar din punct de vedere duhovnicesc sau apofatic, tainic, se comunică puterea acelui adevăr, adică acelei persoane. Eu am conștiința, ca și credincios, stând în fața Sfintei Icoane, că nu doar îmi reamintesc despre Mântuitorul, că a trăit Țara Sfântă, a propovăduit, a fi cu minuni. Mai mult decât atât. Icoana lui spune că el a trecut prin jertfă, prin moarte și prin înviere și acum este de-a dreapta Tatălui, dar nu cum a venit la întrupare, doar ca fiu al lui Dumnezeu, ci ca fiu întrupat al lui Dumnezeu. Și ce cinste mai mare pentru oameni, ce plinicire decât să fie făptura noastră umană luată de Fiul lui Dumnezeu și așezată în Sfânta Trăimii. Deci, pentru noi, chipul Mântuitorului Iisus Hristos este esențial ca să înțelegem că întâlnirea în icoană cu Mântuitorul sau prin intermediul Sfintelor Icoane ne dă adevărul lui Hristos, ne-l comunică, ne-l împărtășește, îl putem și noi de aici mărturisi, dar în același timp primim un har prin Sfânta Icoană, prin Mântuitorul Iisus Hristos, care ne ajută să ne conformăm viața cu El și să ajungem din treaptă în treaptă să trăiască, cum zice Sfântul Apostol Pavel, Hristos în noi. Nu mai trăiesc eu, zice El, ci Hristos trăiește în mine. Iar Hristos trăiește de la botez în noi, dar trebuie să treacă sau să ne treacă pe noi, cum zice iarăși Sfântul Nicolae Cabasila, prin tot ce a trecut El. Și atunci ajungem la măsura lui Hristos. Atunci ajungem și noi să-L avem pe Hristos nu numai în fața noastră, ci și în interiorul lor. Iar faptul că privim toți
creștinii icoana Mântuitorului Iisus Hristos, cum a primit-o generație după generație de la Sfinții Apostoli până astăzi, înseamnă că noi avem și o viziune unitară asupra Mântuitorului Iisus Hristos. Adică, naștere, ceea ce confirmă și informează și comunică Sfintele Evanghelie, certifică icoana. Icoana, dacă Sfintele Evanghelie ne arată adevărul Sfintei Scripturi revelat și ne-l comunică, icoana, ca operă a Bisericii și a Sfintei Tradiții, certifică acest adevăr trăit, primit, mărturisit de fiecare generație, care duce la unitatea noastră sau consolidează unitatea noastră de credință. Oare s-a împărțit Hristos, zice Sfântul Pavel, când îi critică pe cei care se împărțiseră? Mai slab în credință, eu sunt al lui Petru, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo și așa mai departe. Și-i mustră Sfântul Pavel. Și astăzi vedem creștini care se îndepărtează de la Ortodoxie și fiecare merge într-o direcție, deși toți se vor să fie ucenici al lui Iisus Hristos. Dar își iau alte denumiri, nu de denumirea de la Hristos. Deci se îndepărtează de unitatea noastră. Plecând de la icoana Mântuitorului Iisus Hristos, vom înțelege icoana Maicii Domnului și icoana Sfinților. Dar până acolo mai avem un al treilea aspect al Sfintei Icoane pe care trebuie să-l reținem. Are și el un aspect didactic sau catafatic, de la care învățăm, dar și un apofatic care atestă primirea Harului. Este vorba de aspectul pneumatic. De ce? Pneumatic adică prezența Duhului Sfânt. Fiecare icoană atestă o prezență a Duhului Sfânt. În primul rând, chiar în icoana Mântuitorului, prezența Duhului Sfânt, care a lucrat la transfigurarea firii umane a Mântuitorului, adică a trupului și a sufletului, ca să ajungă la Dumnezeire, El care a lucrat, de fapt, și întruparea în Sfântul Sfintei Fecioare a Fiului Dumnezeu, El e arhitectul tainic de văzut, care lucrează în fiecare, El face ca să se întipărească apoi Harul Dumnezeu și în credincioși, pentru că mai întâi s-a întipărit în Sfinți. Fiecare Sfânt este rodul lui Hristos cu care s-a unit, dar și rodul Duhului Sfânt. O icoană este un spațiu al Sfințeniei, pentru că Duhul Sfânt o încadrează în acest spațiu. Duhul Sfânt este Cel care s-a odihnit peste Iisus Hristos și apoi se odihnește în cel mai înalt grad și peste Sfinți. Și se odihnește și peste noi când, de când. Știți momentul? Imediat după botez a avut loc pentru fiecare taina mirungii, care teologic vorbind poate fi definită și o cincizecime, da? Particulară sau personală. Cum s-a coborât Duhul Sfânt în chip de limbi de foveste apostol la cincizecime, se coboară și peste noi. Tainic, nevăzut, dar real, și noi primim prin ungerea cu Sfântul și cu Arhimit. Ce primim? Darurile Duhului Sfânt. Dar le primim pentru că ne-am unit cu Hristos. Dacă nu ne botezam și nu ne uneam tainic cu Hristos, nu puteam să-L primim pe Duhul Sfânt. De aceea nici apostolii nu le-au primit pe Duhul Sfânt până nu l-au văzut pe Iisus înviat, ei care se pregătiseră de 3 ani și jumătate. Dar trebuie să-L vadă și să creadă în El. Și Hristos să sufle asupra lor anticipativ, profetic, luați Duh Sfânt, primele cuvinte spuse după Înviere. I-a pregătit, a făcut vasul ales în fiecare dintre ei. Și după aceea s-a coborât lemn de foc. Deci, Duhul Sfânt este prezent în Sfinți și este prezent și în Sfintele Icoane. Vom vedea celălalt aspect, aspectul Harului al Sfintelor Icoane. Dar să nu uităm, deci, că unde e Hristos, este și Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt are această lucrare de a face din fiecare om care crede, mărturisește, primește Harul și rodește credință și fapte bune, face un vas ales al Lui, Duhului Sfânt, deci ne sfințește. Noi suntem născuți din apă și din Duh, dar acela n-a fost doar un moment al botezului, ci Duhul Sfânt îl primim mereu și de fiecare dată când intrăm în biserică, îl primim prin toate Sfintele Taine și prin Duhul Sfânt care ne face prezent pe Hristos. Iar preotul sau preoții în Sfântul Altar ridică mâinile și invocă
cheamă pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vine și preface pâinea și vinul în Sfânta Părtășanie, Duhul și Fugelul Hristos. Deci este cum e Hristos, tainic, prezent în biserică, așa este și Duhul Sfânt. Cel de-al patrulea aspect este aspectul haric, despre care am anticipat, pentru că Duhul Sfânt este Sfințitorul. El împărtășește harul care devine din ființa Tatălui, îl împărtășește și Fiul, dar în mod special Duhul Sfânt care este Sfințitorul. Și noi avem în tradiția noastră ortodoxă românească acest lucru de a sfinți icoanele în biserică, le aduce și preotul le introduce în Sfântul altar, se roagă, le strobește cu aghiazmă, invocând puterea Duhului Sfânt în icoană. Am putea zice, bine, dar icoana oricum este pictată tradițional, ea ne spune foarte mult de ce mai e nevoie să chemăm Duhul Sfânt peste ea. Din același motiv pentru care chemăm Duhul Sfânt peste biserică, biserica aceasta, uitați, e în forma Sfintei Cruci, da? E canonic făcută. Cu toate acestea, că e făcută canonic și se respectă tot și e pictată ortodox și așa mai departe, ea a fost sfințită. Ce înseamnă să o sfințești? Înseamnă întâi să o afierosești, adică să o închin lui Dumnezeu. Nu e suficient să o zidești. O zidești și o lași. Nu. De la ctitorii bisericii, de la toți cei care au primit-o ca un dar, aceștia o aduc lui Dumnezeu, o închin, asta e afierosirea. Și atunci, în rugăciunile episcopului, se coboară Duhul Sfânt și este sfințită. Ați văzut cum o colește, ați văzut o slujbă de sfințire, cum este unsă cu Sfântul și Marele Mir și strâmbită cu aghiazmă. Deci trebuie chemat Duhul Sfânt care este în biserică și totuși trebuie chemat. Așa cum Mântuitorul este mereu în biserică și totuși îl chemăm. De ce iubiți credincioși? Pentru că El vrea să vină chemat. El nu vine, nu dă buzna peste noi, nu intră în libertatea noastră. Cine ne-a dat libertate? El. Cine ne-o consolidează? El. Cine ne-o respectă cel mai mult? Tot El. Până când? Până la Fricoșătoarea judecată. Ca să vadă ce am rodit. Un om care nu e liber, nu poate să rodească ceva. Spune, n-am cum. Sunt legat de mâini și de picioare, ce pot face? Nu ne-a dat spațiul libertății ca să nu umplem cu credința noastră, cu faptele noastre, cu viața noastră. E această libertate, în această libertate, noi invocăm harul asupra Sfintei Icoane. Icoana este dăruită și preotul spune, nu știu dacă ați auzit vreodată rugăciunea care o rostește preotul, spune așa, printre altele, dăruiește-i ei și puterea de a face minuni. Că nu se întâmplă să fie minuni în fața fiecărei Sfinte Icoane, asta este rânduiala lui Dumnezeu, unde și când El hotărăște să se întâmple. Dar, în potență, fiecare icoană este făcătoare de minuni, care harul Dumnezeu în ea. Și sunt sfinți acolo, sau Maica Domnului, sau cel mai grad Mântuitorul. Dar depinde de pronia lui Dumnezeu și, sigur, cu siguranță, depinde și de evlavia noastră. Că s-au văzut atâtea minuni și avem și noi în țară și în alte țări ortodoxe icoane făcătoare de minuni. Lucrează, lucrează Dumnezeu prin Sfinții Săi, este minunat. Poate v-ați întrebat vreodată, de ce lucrează Dumnezeu prin Sfinți și nu lucrează direct? De ce ne tot trimite pe noi biserica și preoții ne trimit la Sfinți și înstiții pe Sfinți? Sfinții sunt căile către Hristos. Dacă cineva ne-a spune să fii ca Hristos, cum ne spune Sfântul Pavel, a spune, stai că e prea mult. Cum pot să ajung eu la măsura lui Hristos? Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt un om slab. Da? Bun. Atunci, mergând spre Hristos, cu fața la Hristos, imită-i pe Sfinți. Fă ce au făcut ei, că și au fost oameni și au avut și ei slăbiciuni, unii în tinerețe au căzut, după aceea s-au ridicat. Dar au ajuns la Sfințire printr-un efort. Mai poate cineva dintre noi, cunoscând viețile Sfinților, să spună, eu nu pot să iubesc lui Hristos? Nu. Afară dacă te lenevești, afară dacă nu vrei să cunoști ce te-a învățat Hristos și ce cere Hristos. Deci, aspectul haric sau energetic, pentru că energia aceasta, cum se spune în limba greacă, energia, adică lucrarea sau harul lui Dumnezeu, vine și îmbracă icoana și noi avem conștiința și credem și mărturisim că Hristos, prin intermediul Sfintei sale icoane, sau și Sfinții, când ne împlinesc rugăciunile, fac sau Duhul Sfânt face ca prin ei noi să primim și har. Există un har și în Cuvântul lui Hristos din Evanghelie. Un
har care va de la inima noastră. Știți, când auzim cuvintele Evangheliei, nu tot își deschid inima în aceeași măsură, dar cei care își deschid să fie convinși că au deschis pentru că a lucrat harul Evangheliei asupra lor. Dar harul din Sfânta Icoană aduce în plus conștiința existenței personale, cum spuneam anterior, a Mântuitorului, a Maicii Domnului și iubirea lor care se revarsă. Pentru că același Mântuitorul Hristos, uite, îl vedem aici, făcând minuni, că e toată viața Mântuitorului, nu? De la stânga la dreapta, acesta e programul iconografic. Și fiecare minune a Lui ne întărește credința. Da, Doamne, Tu care L-ai tămăduit pe Slăbănor, sau pe fiica Cananencii, sau orbului ei redat vederea, sau celor sus, auzul, Tu ascultă-mi și rugăciunea mea. Vedeți cum ne întărește în credință, cum e izvor de credință icoana, plecând de la minunile Mântuitorului Iisus Hristos, de la minunile Maicii Domnului, dintre care multele știți și dumneavoastră, sau de la minunile Sfinților. Acest har ne vine în fața Sfintei Icoane. Sigur, când se predă religie în școală, copiii înțeleg icoanele, în primul rând, ca un material didactic. Și așa, deși văd până la un punct profesorii de religie. Nu mai spun că și școala vrea să fie așa. Bun, e material didactic. Când va vorbi copiii despre Iisus, iată nașterea lui Iisus. Iată învierea lui Iisus. Dar icoanele și școală când sunt puse și oriunde sunt puse, ele sunt și izvor de har. Și cel care crede, și am văzut elevi, sunt și studenți, care în timpul examenului se mai și închină cu ochii la icoană. Care... De ce? Nădăjduiesc în ajutorul lui Dumnezeu. Vedeți, relația aceasta cade la persoană la persoană. De aceea ortodoxia noastră este foarte vie, foarte existențială și când ai intrat, ai comuniunea care îți dă bucurie și mai ales îți dă și nădejde de Dumnezeu. Nu te lasă fără răspuns. Prin har coboară cerul la noi. Prin har se apropie Hristos de noi și Maica Domnului și Sfinții. Și atunci noi ne înnoim propriu-zis harul de la botez cu fiecare întâlnire. Sigur, cum vă spuneam, Sfânta Liturghie, cea mai înaltă întâlnire este prin Sfânta Împărtășanie. Și cred că astăzi, chiar și aici, la dumneavoastră, s-au împărtășit mulți și mai ales la sfârșitul postului. Mai există un al cincilea aspect. Aspectul antropic sau uman. Antropos este omul, în greacă. Ce vrem să spunem cu aceasta? Din icoane sunt reprezentați Sfinții care au fost oameni. Și Maica Domnului a fost om, dar și Mântuitorul Iisus Hristos a fost. Și rămâne om pentru veșnicie că s-a întrupat. Ce vedem noi, mai ales, pornind de la icoana Mântuitorului Iisus Hristos? Care este vocația omului și ce trebuie să se întâmple cu chipul lui Dumnezeu din el? Pe scurt, chipul trebuie ridicat la asemănare. A făcut cineva experiența aceasta? Să-și transforme chipul pe care l-a primit de la Hristos, să-l transforme în asemănare? Da. Ei, toți Sfinții, ei au ajuns la asemănarea cu Dumnezeu. Pentru asta trebuie efortul unei întregi vieți de creștini, fapte bune, de credință, de vădare de sine, de altruism și așa mai departe. Și atunci se dezvoltă chipul lui Dumnezeu în tine, chipul lui Hristos și ajungi, sigur, în veacul viitor sau când treci dincolo, pentru că așa ne spune Sfântul Maxim Mărturisitor. Noi aici facem binele, dar ne fixăm definitiv cu bine când trecem dincolo. Așa cum din nefericire se fixează definitiv în rău, cei care pleacă, nepocăiți. Cei care pleacă, să se cunoască pe Hristos. Dacă nu l-au cunoscut aici, dincolo nu vor mai avea șansă. Pentru că El a venit aici. Dacă n-ar fi venit Hristos, am spus, Doamne, nu te cunoaște. Așa cum știți la pilda de la Făgăștoarea Judecată, vor spune cei de-a stânga, dar nu te-am văzut că ai fost ci flămând și gol și însetat. Ba da, am fost. Eram în săracul lângă tine. Eram foarte aproape de tine. Sigur, vă spune și cei drepți, dar ei au simțit că e Hristos în celălalt. Că dacă n-ai simțit că și celălalt e făptura lui Hristos, nu te-ai milostivit de el. El spune, da, nu pot să-l ajut. Dar cine e el? De ce trebuie să-l ajut? Creștinul nu-și pune astfel de întrebări. Creștinul spune, ce să fac, ce să-l ajut, cât am, ce să-i dau, dacă nu lasă că-ți dau mine, dar tot îți dau. Și nu plec până nu-ți dau. Vedeți? Că
pentru că îl vede pe Hristos în celălalt. Deci, noi vedem umanul ajuns la desăvârșire în icoane. A ajuns la desăvârșire prima dată în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, care a luat trupul și sufletul lui fără de păcat, dar care le-a umplut de harul divin. Pentru că se împărtășește prin unirea cu Fiul lui Dumnezeu, dar trebuie să treacă timp, suntem făcuți în timp și ne mântuim în timp, ne desăvârșim în timp, nu instantaneu. Nici firea Mântuitorului nu s-a îndumnezeit instantaneu. A făcut experiența postului. N-avea nevoie ca noi, dar noi postul care suntem acum e semn de pocăință, un efort care trebuie să facem, ca că nu ne întărim firea noastră slabă, mai ales voința noastră. Hristos însă a luat ca să treacă și firea lui umană, ca să învețe pe apostol și pe noi, că nu se poate dacă nu ne întărim firea umană, voința umană. Și atunci, dacă vedem ce se întâmplă în Hristos, că a ajuns umanul la desăvârșire, vedem în mulțimea Sfinților că fiecare a reușit, bărbat și femeie, tânăr, bătrân, copil, au putut să ajungă la Sfințenie. Atunci noi știm și calea. Și atunci nu mai plecăm urechea în stânga și în dreapta. Că ne spune cineva, uite cam ce trebuie să fac cu omul. Cum spunea unul din Antichitate, știți foarte bine, să mâncăm și să bem, că după moarte nu mai e nicio plăcere. Epicurei era un sistem filozofic, dar erau și alți care chiar dacă nu știau filozofia aceasta, o practicau. Din păcate mai sunt și astăzi. Din păcate mai pot să fie și multe creștini așa. Nu ne-a făcut Dumnezeu doar să bem și să mâncăm. Nu pentru asta ne-a făcut. Pentru că acestea vor trece toate. Da, ne hrănim din cosmosul acesta, îi mulțumim lui Dumnezeu că ne vin toate de la El, dar le împărțim cu ceilalți. Dacă nu le împărțim, nu ne folosesc. Lucrurile acestei lumi, zicea un mare părinte din Pateric, sau ne uimesc, sau ne rănesc. Cum ne uimesc? Ne uimesc dacă le vedem pe toate raportate la Dumnezeu. Mare ești, Doamne, și minunate ești. Cum ai făcut tu și munții? Cum ai făcut tu pământul ăsta care iată rodește an de an? Cum i-ai dat tu aceste posibilități pământului și apei să ne hrănească pe noi? Cum ai făcut tu atâtea lucruri? Te uimesc pentru că te gândești și le raportezi la Dumnezeu Creatorul și apoi ai motiv să-i mulțumești mereu lui Dumnezeu și dacă îi mulțumești de din ființă, euharistie. Euharistie, grecește, înseamnă mulțumire. Și noi trebuie să-i mulțumim mereu. Și Mântuitorul, când a luat pâinea, primul lucru, a mulțumit Tatăl. Și după aceea a simțit-o, a binecuvântat-o, a frântat-o. Deci, când mă rănesc însă, în schimb, lucrurile acestei lumi? Când le poftesc irațional. Sunt frumoase, aș vrea să le am pe toate. Ceilalți nu există pentru mine, doar eu să am. Cât mai mult, foarte mult, dacă aș putea pe toate, m-am rănit în sufletul meu. Niciodată nu voi fi mulțumit, chiar dacă agonisez. Voi face ca bogatul căruia i-a rodit țarina. Ce să fac cu ele? S-a gândit vreun moment, nici la rudele lui nu s-a gândit. Dar ce să mai spun la aproape lui? Voi face hambare mai mari. Cum am spune astăzi, voi mai deschide niște conturi la alte bănci sau nu știu ce. La asta, pentru asta le-a făcut Dumnezeu. Pentru ca să adunăm în hambare. Vedeți? În Sfinți. Și aici revenim la Sfintele Icoane. Vezi măsura omului. Vezi pentru ce suntem făcuți. Să ne uimim mereu. Îngerii, iubiți credincioși, fiți convinși. Au permanentă stare de uimire, pentru că ei permanent văd fața lui Dumnezeu și permanent simt bunătatea lui și permanent văd mila lui care se revarsă și asupra îngerilor pe care îi ridică din slavă în slavă, din cunoaștere în cunoaștere, căci cunoașterea și iubirea vor continua și în veacul viitor. Și ei se minunează cum are atâta milă față de noi, niște fărămituri de existență, că asta suntem într-un univers atât de mare, Dumnezeu. Și atunci starea de uimire pe care Sfinții, Mare Sfinții, o au și starea de rugăciune. Când ajungi la o rugăciune înaltă, ești uimit. Cât de aproape de Hristos de tine, cum îți aude cuvântul și cum îți confirmă prin bucuria Lui, așa ca un mare Iisus, Sfântul Simeon, nou teolog și alți isihaști, care ajungeau să fie prin tarul lui Dumnezeu învăluiți de lumina Lui. Erau ca pe muntele Taborului.
Ziceau și ei ca Sfântul Petru, bine este să fim noi aici. Vedeți cum s-au apropiat de Hristos sau cum l-au lăsat să vină în persoana lor, în ființa lor. Deci, vrem să vedem ce înseamnă să fie creștinul făptură nouă, să privim Sfintele Icoane. Orice sfânt, orice sfântă care doriți dumneavoastră, vedem că este făptură nouă. Vedem că se poate realiza și atunci nimeni să nu mai cadă în deznădejde, nimeni să nu mai spună ce pot să fac eu, pentru că nimeni n-a ajuns la desăvârșire. Da, iată modele de desăvârșire. De aceea e foarte important și pentru copii că fac și ei astăzi religie în școală, ceea ce continuă educația religioasă din casă și aceea din biserică. Mai facem un pas. Avem cu totul 8 aspecte, acum ajungem la cel de-a 6-lea aspect al icoanei. Aspectul eclezial, adică bisericesc. Cu ce am început eu? Cu aserțiunea că icoana, Sfânta Icoană se înțelege cel mai bine în biserică. Unde suntem noi acum? Chiar dacă nu suntem într-o stare de rugăciune, dar noi văzând Sfintele Icoane aici, unde e casa lor originală și în casele noastre avem Sfinte Icoane, vom înțelege și nu doar vom înțelege că acesta e primul pas, 50% aspectul didactic, aspectul apofatic duhovnicesc, vom face experiența intrării în comuniune cu Sfinți. Ne așezăm în fața Sfintei Icoane cu certitudinea că da, putem să ne rugăm, vom fi auziți și vom fi și ascultați de Dumnezeu. Aspectul eclezial al Sfintelor Icoane. Biserica face Sfintele Icoane. Sau, icoana e creația bisericii, nu altcineva. N-aveau păgânii icoane, aveau iduri, erau cu totul altceva. Erau plăzmiri omenești, închipuiri omenești. Sigur, zice savantul nostru român Mircea Eliade, omul de la natură are un sentiment religios și caută pe Dumnezeu. Numai că rătăcind calea, îl confundau cu creația. Și-și făcuseră tot felul de iduri. Astăzi noi vedem prin muzeele lumii când mergem, acele statui, dar parcă nu ne vine să credem că oamenii chiar se închinau în fața lor și aduceau jertfe. Și nu jertfe duhovnicești ca noi, ci jertfe umane. Înșelare de la cel rău. Nu idol. Pentru că ce se întâmplă astăzi, nu mai sunt idoli. Dar omul, de multe ori, slab în credință, idolatrizează. Fie banii, fie avutul și așa mai departe. E, idolatrizarea asta este de la cel rău. Idolatrizarea asta te face să nu mai vezi fața lui Dumnezeu, să pierzi legătura cu El. Lucrurile nu trebuie idolatrizate, că ele sunt oricum relative și trebuie folosite cu judecata lui Dumnezeu și mai ales în raport cu Dumnezeu. Deci, dacă biserica a fost definită de Sfântul Pavel, trupa lui Hristos și templul al Duhului Sfânt, noi să înțelegem că aici Sfintele Icoane mărturisesc acest lucru. Noi, uniți cu toții, suntem trupul extins al Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că ne-am unit în botez și ne unim de fiecare dată, mai ales prin Sfânta Împărtășanie cu Hristos, se extinde noi. Aici este locul icoanei, aici poate fi înțeleasă. În Evanghelia de astăzi i-a zis fiul lui Natanael, vino și vezi, nu i-a spus vino și ascultă, nu, vino să te încredințezi. Văzul, între toate simțurile noastre, are cea mai mare autoritate. Când auzim ceva, noi întoarcem imediat și fața, să vedem, ca să ne confirme. Deci noi dorim să vedem. Nu poți să faci experiența credinței decât pornind de aici, din biserică. Aici e comuniunea Sfinților, aici sunt prezenți duhovnicește prin har, Sfinții. Cum sunt ei? Poate v-ați întrebat vreodată. Bine, cum ne aud pe noi Sfinții din cer? Sfinți care nici măcar n-au fost români, să știe limba română. Prin Duhul Sfânt este răspunsul bisericii, învățătura ei. Duhul Sfânt care cunoaște nu doar exteriorul nostru, nu doar aude cuvintele noastre, cunoaște ce e în inimă. Pentru că Duhul Sfânt și întreime cunoaște cele tainice ale Tatălui și ale Fiului, ale Dumnezeirii. Și atunci cum să nu le cunoască pe ale noastre, ale umanității? Deci Duhul Sfânt, prin puterea Duhului Sfânt, Sfinții ne aud și tot prin puterea Lui ne și răspund, împlinindu-ne rugămințile. De fapt, ei conduc rugăciunile noastre către Hristos ca să le împlinească. Dar în biserică este locul și mai ales, atenție, Sfinții ne primesc
rugăciunile cu mai multă bucurie când ne văd uniți în biserică. Rostim și acasă, în fața icoanei noastre, fiecare de dimineață Tatăl nostru și seara și de câte ori dorim noi. Dar când rostim aici în biserică Tatăl nostru, toți uniți, că spunem Tatăl nostru, dacă rugăciunea ar fi Tatăl meu, atunci o rostesc liniștit și singur, nu? Și acasă tot Tatăl nostru îl numesc pe Dumnezeu din cer, ca să arăt în același timp și să confirm și să mărturisesc că ceilalți sunt frații mei. Că uităm noi de starea asta de frățietate, de slăbiciunea noastră. Știți de ce să vă amintiți dumneavoastră când slăbește starea asta de frățietate? De frații noștri mai mari. Nu mă refer la sfinți, la unii și mai mari, sfinții îngeri. Ei au o stare de frățietate desăvârșită, mai ales că ei au fost făcuți totodată. Noi venim succesiv în istorie, generație după generație, sigur ne purtăm în sufletele noastre. Dar ei sunt toți deodată, toți de o vârstă, așa cum noi toți ne vom face de o vârstă la a doua venire a Mântuitorului. Știți că spune într-un sinac seara la Biserică și în sâmbătă la începutul postului, vom vorbi și la sfârșit, la celălalt aspect, că la învierea și la venirea Lui toți de un chip și de o vârstă ne vom face. Al cărui chip, al cărui vârstă, eleze de înțeles a Mântuitorului Iisus. Dar până atunci, în biserică, când ne vede Duhul Sfânt uniți, când ne vede Mântuitorul, ca vrea stația Lui, iată, ne înfățișează Tatălui. Și atunci alta e puterea rugăciunii noastre. Pentru că e rugăciune și rugăciune, sunteți conștienți, nu? Sunt puternice rugăciunile noastre și de acasă particulare, și în biserică, mai puternice rugăciunile preoților din Sfântul Altar, care nu se roagă doar pentru ei și numele lor. Și de fiecare dată când un preot stă cu spatele la dumneavoastră și cu fața la crucea lui Hristos, să știți că v-a asumat pe toți. Dar când stă cu fața spre dumneavoastră, atunci nu vă asumă, ci nu vă unește, ci vă împărtășește binecuvântarea lui Hristos. Cum vă spune pace tuturor? Cu fața spre dumneavoastră, atunci Hristos vorbește prin preot și vă dă pacea Lui care le-a dat-o și apostolul și înainte și după înviere. Rețineți lucrul acesta. Dubla semnificație a preotului, când stă cu fața spre altar, va personifica pe toți, va unit în rugăciunile lui, vă împățișează înaintea Tatălui, când se întoarce, și același lucru îl face și arhiereul, personifică pe Hristos, care vă binecuvintează, vă sfințește și vă călăuzește. Ce ar fi biserica fără Sfintele Icoane? Se face un exercițiu așa de imaginație. O clădire goală. Sunt creștini pe alte merediane, știți, care nu mai sunt ocupați. Și au niște săli mari așa și albe. Unde sunt mărturiile Sfinților? Unde o mai vezi pe Maica Domnului? Unde e Hristos prezent? E o mare lipsă fără icoane. Dimpotrivă, biserica autentică este biserica aceasta unde e locul Sfintelor Icoane. Știți că în caz de maximă necesitate, cum ar fi, de exemplu, pe front, preotul putea să facă Sfânta Liturghie, dar trebuia să aibă minimum două icoane. Icoana Mântuitorului și icoana Maicii Domnului. Iar pe masă să aibă Sfântul Antimis, unde e înfățișat Mântuitorul pus în mormânt. Adică, noi ne rugăm acum, facem liturghia aici, departe de biserică, așa e situația, dar avem pe Mântuitorul care s-a întrupat și s-a răstignit și a murit, iată, aici Antimisul, Mântuitorul, Maica Domnului. Este minimum posibil ca să poți face o Sfântă Liturghie. Rețineți lucrul acesta și de aceea noi, când intrăm în biserică și când intrăm în comunie cu ceilalți, simțim că aici e casa noastră. E casa lui Dumnezeu, noi am pregătit-o, noi am dat-o, dar El ne-o dă nouă. Și unde simți mai aproape pe Dumnezeu, unde simți mai aproape pe Sfinți, ca aici, în biserică. Dar asta în scopul de a deveni noi toți o biserică. Noi intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu sub forma Bisericii. Chiar dacă plecăm noi pe rând în Împărăția Lui, dar la final suntem toți, urmăm ca o biserică. Da? Biserica ne-a născut, că e mama noastră, biserica ne hrănește, ne sfințește, ne ajută și după aceea ne duce în Împărăția Lui Dumnezeu, unde vom fi ca o biserică. Acolo va fi cea mai deplină comuniune. Deci v-am vorbit de comuniunea fraților celor mai mari Sfinți Îngeri, apoi comunirea Sfinților. Zice frumos într-o colindă de Crăciun, nu se poate să nu fie auzit, că Sfinții toți
întâlnindu-se, își fac voie bună. Acolo, în rai, nu, ce frumos și simplu, dar expresiv. Care este voia bună? Ne-a luminat Hristos? Da, răspund, spune unul și răspunde celălalt. Ne-a iertat Hristos? Da. Ne-a mântuit? Da. Își fac voie bună și amintește și ne vom aminti o veșnicie împrejurul lui Hristos de tot ce ne-a dat El. Cum să nu-și facă voie bună? Și noi în biserică, mai ales după ce postim toți crezul, postim toți Tatăl nostru, ne împărtășim, ne bucurăm, suntem ca niște frați. Avem o voie bună și am crescut în bucurie, în credință, în bucurie și în nădejde. Al șaptelea aspect al Sfintelor Litoane, l-am definit liturgic-doxologic. De ce liturgic? Pentru că cel mai bine am spus că în spațiul bisericii înțelegem Sfintele Icoane. Și mai ales rugăciunea noastră atinge cea mai înaltă intensitate și sperăm cea mai curată forma ei, cea mai pornită din inimă forma ei, aici în biserică. În același timp, ea face parte din Sfânta Liturghie Icoane. Exemplu foarte concludent. La o trenie, cei care veniți mai de dimineață, citește Părintele în altar, acolo pe piatra mormântului, Evanghelia de la Utrenie, care vorbește exclusiv despre înviere cele 11 Evanghelii și o aduce aici în mijloc pentru dumneavoastră. Vă închinați și ce faceți? Sărutați icoana de pe Evanghelie, care e icoana învierii Mântuitorului. Icoana supremă, icoana din care îți vorbesc toate icoane. Ne închinăm cu Sfinte Icoane. Are ea loc chiar în slujbă, este mai înțeleasă în slujbă, suntem mai pregătiți pentru a ne închina ei și a ne ruga în fața ei în slujbă. Atât mai mult și în Sfânta Liturghie. De aceea, la sfârșitul Sfintei Liturghii, iarăși trecem pe la icoană, aici, icoana tuturor a Sfinților, ne sărutăm atunci când plecăm spre casă. Deci, zice Părintele Stăniuare, vă dau și un citat din el, așa cum nu se poate sărbăși Sfânta Liturghie fără rugăciuni, la fel nu se poate sărbăși fără icoană. Deci avem nevoie de prezența aceasta a Mântuitorului vizibilă, nu doar crezută, vizibilă. Noi credem că dincolo, în Împărăția Lui Dumnezeu, îl vom vedea față către față. Știți cum este definit în popor iadul, ca să începem cu partea negativă sau nefericită? Să nu vezi fața lui Hristos. Ce definiție elementă, nu foarte teologică, foarte dogmatică. Raiul la polul opus ce înseamnă? Să vezi fața lui Hristos. Dacă vezi fața lui Hristos, nu-ți mai trebuie nimic. În El ai totul, și pe Dumnezeu ai și omul. Ai bucuria de a trăi, ai rostul existenței împlinite și ai nădejdea vieții veșnice. Pentru că noi luptăm aici în istorie. Și când suntem copii, când suntem tineri, dacă trăiesc eu 70 de ani, 80 și foarte bine. Dacă ne ajungi până la 80 și poate mai întâi Dumnezeu. Pentru că nu ne-a făcut Dumnezeu ca destinație să avem moarte. Asta a fost alegerea noastră. Alegeți viața, așa zice, alege viața și vei trăi tu și urmașii tăi. Noi creștini am ales viața, viața de veci. Noi suntem în viață, suntem în stare de înviere din momentul botezului. Am înviat cu sufletul, ceea ce e cel mai important. Am înviat toți cu trupul, dar important este să fii înviat înainte cu sufletul ca să moșteniști Împărăția Lui Dumnezeu. Și mai e un exemplu care l-aș da în biserică aici, icoana aceea de sus, din volta cea înaltă, se cheamă Pantocrator, în grecește, în românește, atoțiitor. Cine e atoțiitor? Iisus Hristos, că prin El s-au făcut toate și către El se îndreaptă toate. Citiți epistola către Colosenii a Sfântului Apostol Pavel. Hristos este în fața noastră, deci ne îndreptăm în istorie, dar Hristos este și deasupra noastră. Cele două linii, orizontală și verticală, se întâlnesc aici în biserică. Și atunci, dacă El e deasupra noastră ca Pantocrator, atoțitor, cum să nu avem nădejde? Că El ne conduce viața și El ne pregătește, așa ne-a promis, cum a promis Sfinților Ucenici, de mă voi duce, vă voi pregăti vouă loc. Și nouă tuturor ne-a pregătit loc. El știe dinainte, deși ar vrea ca toți să se mântuiască, știe bine că unii totuși vor refuza din păcate. Pilda semănătorului.
Dar cei care vor merge pe drumul care El l-a făcut, aceia vor avea locaș sus, un locaș în care vor vedea cu un comitent fața lui Hristos, Maicii Domnului, pline de milă, câtă speranță ne dă nouă icoana Maicii Domnului. Nouă tuturor, pentru că vedem pe mama noastră duhovnicească, care se bucură să vadă alți fii ei ca pe Hristos și care ne dă, ia de fapt să nu uităm că dându-i trupul Hristos, Hristos ne dă nouă trupul lui, nu să ne împărtășim. Dar noi devenim o rudenie cu Maica Domnului, cum spunem noi, chiar în Acadistul, la Dorminii Maicii Domnului. Noi rudenia ta. Ea a fost, a avut rudenie cu Mântuitorul și fizică l-a născut, dar și spiritual. Spune Sfântul Efrem Siru, poet siriac creștin, mă purta, rostind în numele Maicii Domnului, mă purta pruncul pe care eu îl purtam. Auziți ce zice Maica Domnului, ce conștiință avea când era cu pruncul, îl zămirise de la Duhul Sfânt. Ea îl purta în poartă o ce mamă, dar avea conștiința că El, ca Fiul Dumnezeu, El o poartă, că El e pantocratul. El ne poartă pe toți și ne conduce, sigur, cu voia noastră. Cu voia noastră. Cum spune Marele nostru, Părinte Profesor Stăniloae, care folosește cuvântul delicat când vorbește de lucrare cu Dumnezeu. El lucrează delicat cu noi. Noi oamenii cam uităm să lucrăm delicat unii cu alții. Renunțăm de foarte mult de ori la acesta. Arată cât ne respectă libertatea și cât dorește să fim cu adevărat liberi. Și liber ești când ai căutat adevărul și dreptatea și binele și sfințenia în Iisus Hristos. Funcția liturgică, deci a icoanei, este inseparabilă de cea doxologică. Am zis liturgico-doxologic. Liturgică ne unește liturgie, toți ne îndreptăm prin Sfânta Liturghie cu ajutorul Sfintele Icoane, al Sfântei Evanghelie către Hristos și ne unim cu El. Dar doxologic ce înseamnă? Să slăvești pe Dumnezeu. Îngerii, am putea spune, că îl slăvesc necontenit în cer. De ce îl slăvesc? Pentru că îl cunosc, îl iubesc, și îi arată recunoștință, de aceea îl slăvesc. Și noi, pe măsură ce îl cunoaștem pe Dumnezeu și simțim mila lui, facem experiența, îi mulțumim. Nu-i mulțumim noi după fiecare masă, sau cel puțin așa ar trebui, nu? Nu-i mulțumim noi după fiecare zi, seara, sau cel puțin așa ar trebui. Să fim ființe mulțumitoare, am mai spus, adică euharistice, și la propriu și la figurat, dar să fim ființe doxologice. Să-i dăm slavă Dumnezeu pentru toate. Cum a încheiat viața pe acest pământ Sfântul Ioan Gură de Aur, care a fost pus din scaun de la Constantinopol, El care era gura lui Hristos. Știți cum în exilul acela a zis slavă lui Dumnezeu pentru toate. Ultimele lui cuvinte pe acest pământ, în această istorie. Și s-a dus dincolo să facă slavoslovie neîntreruptă lui Hristos. Simțim, după ce am primit acolo Dumnezeu, să-i dăm slavă. De aceea slăvesc îngerii, că au simțit bunătatea Lui și noi facem această experiență. Să fim ființe doxologice, să nu uităm asta. Și unii față de alții să fim ființe mulțumitoare. Dar dacă suntem doxologice, și cu asta trecem la ultimul aspect, dacă suntem ființe doxologice, noi și suntem mărturisitori, pentru că așa cum Sfintele Icoane au o funcție mărturisitoare, n-am struit aici asupra ei, dar vă amintesc, o funcție mărturisitoare, îți mărturisește, ai văzut icoana? Da. Cine este? E Sfânta Parascheva. O, ce creștină a fost ea, ce sfânt a ajuns. Îți mărturisește creștinismul nostru, îți mărturisește Evanghelia lui Hristos și cum? Prin cuvinte, prin viața ei, iată funcția mărturisitoare. De la Sfinți, noi învățăm să devenim mărturisitori. De la Sfinți, noi știm că trebuie să mărturisim credința, nu? Suntem învățați să credem, dar și să mărturisim cu gura noastră că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu. Și dacă îl mărturisim, îi atragem și pe alții la credință. Așa ne întărim unii pe alții în credință, mărturisim. Sigur, biserica, totalitatea ei este mărturisitoare și va fi până la sfârșitul veacului. Da, dar și fiecare dintre noi, mărular al bisericii sau fiu, fiica a bisericii, trebuie să fim mărturisitori. Nu cu emfază, nu cu laudă, dar să vă văd eu ce e credință. Nu. Arătăm credință. Când postim, postim. Ceilalți ne întreabă, dar încerc să postez. Spui cu
modestie, cu smerenie, dar mărturisești că se poate posti. Mărturisești că poți să te duci și pe la biserică, dacă nu fiecare duminică, dar te duci. Că poți să-ți faci rugăciunea, că poți și să ierți. Fac o mică paranteză cu permisiunea dumneavoastră. O doamnă din parohia mea mi-a mărturisit acum câteva zile. Deci e de dată foarte recentă. Unul cu care poate dumneavoastră știați mai bine. Că a fost de mai multe ori în pelerinaj în Țara Sfântă. Dar prima și prima dată când s-a dus acum 10-15 ani și a ajuns în biserica Sfântului Mormântan Vieri. S-a urcat și sus acolo la Golgota. Și acolo a fost așa de impresionată când s-a gândit că aici s-a răstignit Hristos și pentru ce s-a răstignit? Pentru noi, ca să ne ierte și ne ierta pe toți cei de înaintea Lui și cei de după El și toate păcatele. Știți ce s-a rugat, Doamne? Printre altele, va fi rugat și pentru familie aici și așa mai departe, s-a rugat așa, Doamne, ajută-mă că mă întorc în țara mea, să ies și eu pe cei care nu pot să iert. Va fi acum și lânsa, cine știe, cum avem fiecare și persoane, ne-a supărat, ne-a, cine știe. Și Părinte zice, m-am întors. Și așa ca o putere, nici nu m-am gândit, eu m-am rugat, dar n-am crezut. Și am început încet, încet să iert. Și Părinte, și cu asta încheia, am iertat pe câțiva care credeam că toată viața mea nu îi voi putea ierta. O mărturisire care pe mine, vă spun că m-a impresionat, ca preot. Și era un caz autentic, adică nu vorbim din teorie. E, asta e creștinism, puterea iertării. Cine ți-o dă? Hristos. Cine ți-o certifică? Maica Domnului și toți Sfinții. N-au iertat Sfinții pe cei care îi prigoneau? Îi dădeau un circul la fiare și așa mai departe și ei se rugau pentru toți. Pentru cine s-a rugat Sfântul Ștefan? Nu pentru cei care îl ucideau pe Pietru. Vedeți? Învățați lecția de la Mântuitorul Iisus Hristos. Părinte, iartă-i, că nu știu ce fac. Ultimul aspect al icoanei, că toate au sfârșit, este al 8-lea. Cifra 8 știți că indică ziua cea nesfârșită a Împărăției Lui Dumnezeu. Aici este aspectul eschatologic. Adică perspectiva Sfintelor Icoane de a ne îndrepta spre Împărăția Lui Dumnezeu. De fapt, ele ne îndreaptă din istorie spre Împărăția Lui Dumnezeu, dar, paradoxal, ele vin dinspre Împărăția Lui Dumnezeu la noi. Fiecare icoană are un fundal, ați văzut galben, o aureolă a Sfinților, a Mântuitorului, dar și un fundal galben, care știți și arată ce reprezintă, ce simbolizează Harul Duhului Sfânt. E reprezentat totdeauna prin culoarea galbenă. Ulei al aceasta, aur, poate să fie și aurită. Or, harul acesta vine în lume, dar el vine din Împărăția Lui Dumnezeu. Icoana ne arată destinația noastră. Icoana ne cheamă către Împărăția Lui Dumnezeu. Icoana deschide istoria către orizontul veșnicii. Suntem în timp și în istorie, dar nu suntem prizonieri, nici ai timpului, nici ai istoriei. Ca să vedeți, la polul opus gândirii creștine, un filozof occidental a spus numai de mult în secolul 20, ce e lumea asta? Un mare cimitir. Păi dacă toți murim și dacă moartea are ultimul cuvânt, e lumea credincioasă. E un mare cimitir. Asta e destinația omenirii, să ajungă în un mare cimitir? Nu. Pentru noi creștinii, toți ne îndreptăm spre vie. Este o existență nu spre moarte, cum zicea alt filozof german, ci o existență spre înviere. Noi știm spre ce ne îndreptăm. Și învierea este calea și este scopul și este împlinirea existenței noastre. În înviere, în Împărăția Lui Dumnezeu. De aceea, ele, spuneam, vin din Împărăția Lui Dumnezeu spre noi icoanele și ne arată drumul spre Împărăție. Care e drumul? Care l-a făcut Hristos? Care e drumul? Care l-au făcut Sfinții? Acesta este drumul. Nu-l putem greși dacă ne ținem pe el, dacă ținem această cale. Și Sfintele Icoane încolo ne îndreaptă. Ați văzut, ales prin Muntele Atos și prin alte părți, sunt icoane la răspântiile drumului. Și te uiți după ele și nu greșești drumul, da? Și după aia cauți următoarea icoană. Și te închini și acolo și cauți altă până ajungi la destinație. Vedeți? Acesta este drumul nostru prin istorie. Un drum cu Sfintele Icoane. Un drum în care Sfintele Icoane ne ajută să credem
ne renoiesc permanent credința asta și în același timp ne dau bucuria unirii noastre cu Hristos, Maica Domnului, bucuria întâlnirii cu noi înșine, bucuria plecării în lume ca niște mărturisitori al lui Hristos și ne dau Sfintele Icoane nădejde aceasta că suntem pe drumul cel bun, că suntem pe drum cu Hristos, că suntem pe drum însoțiți de Sfinți, nu suntem singuri și chiar dacă uneori voința ne face să ne abatem foarte puțin de la drumul stânga și dreapta, iar și iarăși privind spre Sfintele Icoane și ele ne vor duce de aici din istorie către Împărăția lui Dumnezeu și acolo vom vedea icoanele în realitatea lor ultimă. Deci ultimul cuvânt va fi adevărul Sfintelor Icoane revelat în Mântuitorul Iisus Hristos, Maica Domnului și în toți Sfinții. Vă mulțumesc pentru atenție!